Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit! Suntem în direct aici la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții. Și dacă ieri am fost plecați la oră știe, de fapt am fost vineri, așa cum bine știți, astăzi am revenit în studio alături de Nicol. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Bine ne-am reîntâlnit! O zi de martie cu foarte multă ceață. Cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, dragii mei, să nu uitați să luați o șubă, un paltonaș și ce zmuliță, că e frig afară. Am răzuit parbrizul în această dimineață, mi-a înghețat puțin degetuțele și Rosia a pus pe foc. Am renunțat la primăvară și la flori și la păsări și la pisicuțe. O să revenim când revine și soarele, că astăzi am făcut focul, că era așa, frig. La amiază. Până la amiază. La amiază vine și soarele și vreo 14 grade. Colegii noștri de la 365 de grade, am văzut că au postat ieri din mașină la Bănița Ninja, am înțeles că și la Brașov, dar și în județul Hunedoara, la coborârea către Petroșan pe serpentină, ninja de zor, dragii mei. Numai ce s-a închis sezonul de iarnă, știi, la Barâng, la straja. Spuneau că e zăpada mieilor, am văzut în comentarii, erau persoane care spuneau că zăpada mieilor o să fie în mai, că suntem abia în martie. Suntem abia în martie și se pare că am sperat noi așa că scăpăm de iarnă. Mai cred că o să fie direct vară. O să fie direct? La cum se derulează anotimpurile, sigur, o să avem surprize, mai ales că se anunță o vară extrem de secetoasă. Dar acum vorba lui Busu, poți să faci predicții vis-a-vis de temperaturi, de predicții meteorologice pe cel mult 4 zile. Restul e așa, hai să ne dăm cu presupusul. Așa că n-avem de unde să știm și cât va fi vara de călduroasă și de secetoasă, nu știm nici când va pleca iarna cu adevărat. Dar eu simt că în mai o să avem vară. Cel puțin câteva zile. Da. Da, atunci după Paști sau înainte de Paști sau cum va după. Fi? După Paști. După, eu așa zic. Mai acolo, mai către iunie un pic, dar în mai o să avem vară. A fost foarte cald sâmbătă, au fost 18 grade, eu am dat o tură până la stadion pentru că acolo s-a întâmplat un frumos eveniment, iubitorii de animale vor vedea mâine dimineață despre ce e vorba, despre ce a fost vorba, dar asta mai spre finalul emisiunii, dragii mei. O să povestim despre ce s-a întâmplat sâmbătă la Deva. Și ai fost și acolo pe terenul din spate unde acolo exact cu gunoaiele acolo alea și la gunoaie, da, da, tot a așa. Văzut toată lumea? A văzut, da. Mizeria inclusiv de acolo? Primarul a văzut că era acolo. Crezi că a văzut? De atâția ani de zile putea să vadă. Crezi că le-a văzut acum? Dacă nu le-a văzut atâția ani de zile, cum Dumnezeu să le vadă într-o zi? Păi le vede într-o zi. Acum le vede. Atât, da? Acum le vede. Da. Acum le vede că nu știu cât vine căldura în mai și o să ziceți că sunt răutăcioasă, dar eu vreau să vă aduc aminte, mulțumesc Rosi, ne aducem aminte despre... Uite că a găsit, știi, da, filmulețul, da, pe care ni l-a trimis și fotografiile un telespectator. Acum, n-aș putea să vă spun dacă sunt mai multe sau mai puține, dar sunt pe acolo, n-au dispărut. Sunt mai multe, că toată lumea, dacă nu sunt... Îți garantez că sunt mai multe, că dacă evenimente au fost acolo în continuu și lumea... dacă n-ai unde să arunci nimic, arunci acolo. Mai aruncă și din oraș. Mai aruncă, știi, uite-te că alea nu sunt făcute de oameni. Am stat câteva ore acolo, sâmbătă, și să știți că
oamenii au fost foarte grijuli, am văzut, chiar am fost atentă, s-au strâns, au cerut saci de gunoi chiar de la cei care au fost acolo. Nici nu trebuiau să ceară, trebuiau să fie. Draga mea, nimic nu e întâmplător în viața asta, că ziceai că vine vara în mai. Știți, v-am spus la pagina 264, ne convinge omul oglindă că sfârșitul lumii nu e sfârșitul lumii și nu mai contează câtă mizerie suportăm, dacă la final va fi bine. Nu o să renunț și o să încerc să vă aduc aminte că am trecut prin momente foarte urâte, o lună de zile, de nu o lună, a fost ani de ignoranță, pentru că ne-a ignorat cineva 4 ani, aproape 4, 5, 6. Păi, acum, nu ne-a ignorat în fiecare an, mai răsit, că mai ieșea omul nostru cu câte un comunicat. Mai făcea câte o polivalentă, mai făcea câte o casă de cultură, o mai făcut câte o băncuță pe Cipicolo. Deci că acum se lucrează la băncuțe noi. Acum au făcut locul de joacă și... Am auzit niște bârfe. Pe 35 de poze le numărăm, pe numărate, dragii mei. Ați văzut proiectele enumerate. RIA sau nu sunt RIA. Aleasă 8. Mai multe nu sunt sau câte ai fi numărat eu. Nu mai contează că sunt pentru cine sunt. Cert e că când va fi bine, va fi bine. Până una alta mare n-avem, dar avem nisipurile de aur. S-au mutat la Deva, dacă vreți să, în zilele foarte călduroase, dacă vreți să plecați în concediu, e foarte simplu, pe acolo pe unde mai e lipsă asfalt, că mai e, mai sunt zone, stați liniștiți, aici suntem la nisipurile de aur, la mare, nisipurile de aur de la Deva. De la Deva, da, 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 foarte elocvente. În mijlocul, tot o chestie din aia are rost, e o vorbă. Când ieși, venim din spate de la Decebal, așa, și faci dreapta ca să o iei către giratoriul de la AJFM, e o groapă, un canal. Era obligatoriu pentru mine și cele patru roți ale mașinii mele. Rosii râdea de mine. Vezi că groapa, vezi că acum mi-au pus o chestie din aia să nu mai iau, uite, o chestie din aia, Nicol, nu știu cum îi spune, o chestie din semnalizare. Aceea, o semnalizare din aceea, acum, cred că au vrut să vadă dacă știu să fac jaloane, pentru că acolo unde nu reparăm, punem jaloane. Ce se repare, măi, Ioana? Au decopertat bulevardul. Așa. De când? De o lună. Păi, da. Veniseră înainte de 1 martie, au început acolo la Dorobanți. Biserica de la Ceangăi, cum știe Ioana, să spună. Și au tot venit, că la 1 martie au ajuns la molul vechi. Deci e o lună am de fost zile eu de când au acolo. Decopertat, da? Da. După ce au decopertat, vezi ce se întâmplă cu strada, e plină de nisip și de... pentru că se macină ce au lăsat ei acolo. Au lucrat o zi, două, mi-aduc aminte că într-o dimineață veneam cu autobuzul din Archia. Așa. Și șoferul habar știa n-avea pe unde să o ia, pentru că toată circulația era închisă și ne-am dus până prin Ceangăi ca să putem întoarce să venim către piață. Lumea din autobuz era disperată, zice, dar unde mă duceți, unde ne duceți, unde ne duceți? Bietul șofer zice, vă rog frumos, lăsați-mă să gândesc o rută, să vedem pe unde, dacă nu, mergem direct în autogară, nu i-a anunțat nimeni. Nu s-au anunțat nici ei între ei. A fost un șoc pentru toată lumea că s-au apucat de asfaltat. Aliniere de forțe, de utilaje, de să te ferească Dumnezeu că era plin de nu știai ce-i pe acolo, cozi kilometrice de mașini, pentru că nu știi ce să faci. Păi uite-te dacă și nu tu e iluminat, că nu s-a luminat,
afară. Nu e chestie de... Toate zic, nu a fost lumină. Tu spui că de aia nu se face noaptea, că nu avem becuri. Du-te tu. Nu avem becuri, frate, că nu care nimeni curentul cu găleata. Rozi, o găleată goală. Uite-te și tu. Una bucată cu găleată de curent. Dar asta a fost două zile, Ioana, și după aia de pauză. E pauză. Păi lasă pe devin să respire. Mai vrei vreun utilaj? Păi da, draga mea, nu poți să creezi haos și să ții continuu așa. Pentru că nebunește lumea. Cu asfalt sau fără asfalt, la ce a fost zilele acelea, la nebunia care a fost, că toți am trecut prin ea. Cu răutate sau fără răutate. Dar nu ai cum să ții foarte mult în haos, așa rosi jaloane, mamă. N-a luat rosi niciuna, le-am scăpat pe toate, încă nu mi-am bușit de tot mașina. Uite, cumva treceai printre ele, dar oricum o să-i trimit factura la, când o să-mi schimb bușile la mașină. Pentru că... Cui le trimiți? La primărie. Oricum să le primi. Da. Păi da. Nu că le afișăm acolo, să se știe că la sfârșit e bine. Mm. Acum vedem. Nu ai cum să asfaltezi noaptea odată ce nu ai lumină. E întuneric, beznă, pe foarte multe străzi. Nu avem cum să lucrăm noaptea, lucrăm ziua. Mai trece o mașină, mai punem o mână de asfalt, uite așa se face, încetuți, printre mașini, mai țipăm în fața mea o mașină fusese stropită la un moment dat cu ce stropeau ei acolo, mai lăsăm o groapă, mai vedem pe unde mai facem ceva, aceea unde mai... Na, asta e calitatea. Om trăi și om vedea. Nu știu cât ține. Da, lasă, că sunt și oameni care spun, n-o lasă să vezi ce frumos o să fie când o să fie gata. O să fie gata până la sfârșitul dat. Lunii aprilie, am înțeles, dintr-o declarație făcută publică. Dragii pe mei, Facebook de primar. Dragii mei, fiți de treabă, luați toți câte o găleată în mână și era un film românesc, declarație de dragoste, n-am apucat să-l caut mai în următoarea emisiune cu Nicol. Știi că maestrul trimite pe acel fecior să aducă o găleată. Aici vezi că circulația a fost închisă, dar pentru că n-au șoferii pe unde să treacă, au rupt semnalizarea, delimitarea pusă de constructori. Tocmai pentru că nu aveau pe unde să treacă. Zice Rosi că numai banda cealaltă a fost închisă și că filmările sunt ale noastre. Na bine, și vântul, și asta la altă, de ce flutura? O rupt vântul, aia și-o dat-o pe partea asta, că nu mai știai. Da, nu mai știai ce și cum. Curentul e de vină. Da, mă, curentul. Da, mă. Fiind da. De treabă, dragi de veni, și ajutați administrația locală. Luați câte o găleată de curent, poate reușim asta să... Asta e semnalizare, să putem... delimitare de șantier. Acum, na, asta e treaba, luați câte o găleată de curent și haideți să mergem să-i ajutăm, dragii tot mei. Tot nisipul ăla de acolo e pe stradă. Da, e de-aia sufletul e, nostru, nu e pe stradă. Da. E pe mașini, îl expirăm, îl inspirăm, e... Ia, uitați-vă la mașina următoare, așa... Deci ia nisip, pune sub mașină, ferească nebunul Dumnezeu, dacă îmi va fi bine, va fi bine. Dacă nu sunt în stare când să... Va fi bine, no, uite-te și deci tu. Nu poți să crezi. Dacă nu sunt în stare deci tu să închidă circulația, să le spună oamenilor în noaptea asta nu parcați, sau dimineața la prima oră îți pui oamenii acolo, poliția locală, ce Dumnezeu uite, face. Doamna, încearcă să treacă, Doamne, ferește, suntem ca... No. În filme, aici se repară, dragii mei, că aici a fost gata. Aici se repară trotuarele, nu știu ce să mai repară. Dacă când va fi gata, va fi bine, spune omul din oglindă. Păi noi îl așteptăm aici la Hunedoara 1 TV. Păi se repară, acolo caută, să vadă unde sunt cablurile, știi? De ce să recunoaștem că constructorul a filat puțin atuns cablurile de curent? Dar bun, dar stai că și asta e un zvon.
că constructorul, că așa, că pe dincolo, că am fost și pe cetate zilele trecute. Stai să-ți povestesc. Astea toate sunt bârfe până la urmă, pentru că în necunoștință de cauză nu putem să spunem... No, zi-mi atunci, ce se bârfește? Da, se bârfește că constructorul a ciupit cablurile. Dar eu nu sunt foarte convinsă. Știți, am eu o prietenă, lucră aici la frizerie și îmi taie bretonul, așa au făcut și constructorul. O tuns puțin cablurile, dar n-aș fi de acord, pentru că Rosia a descoperit că au dispărut lămpile și pe une sunt lămpi să face discotecă. Că dacă nu avem, nu e club, ba, e vorba muzică de, ne mai trebuie. E vorba de cartierele care au rămas fără curent. Despre lămpi, cei de la Enel au spus că acolo unde sunt, se înlocuiesc. Cum le identifică, ce ține de ei. Dar avem noi imagini, n-ai văzut? Da. Precum inima, trebuie bate în centrul orașului. Identificate și schimbate, că i-ai văzut doar lucrând la stâlpi. Nu? Păi nu știm dacă lucrează sau... Ce fac? Și au lămpile? Păi poate ar venit băieții de la ornamentarea cu lămpile ornamentale și lor luat, că zic că la lor, la banii aia. De ce nu mai sunt literele pe cetate? Da, mă, alea sunt defecte. Literele de pe cetate sunt eu blondă, luate de mult jos, am întrebat și eu am fost pe cetate și acolo luminile le-au stricat cei care au construit, dar puneau asfalt. Doamne ferește, suntem... Dar va fi bine, sfârșitul lumii nu e sfârșitul lumii. Sunt curioasă că după emisiunea de data trecută este perfect și inedită și... Ce e inedită? Cetatea, dacă e nemaipomenită și extraordinară. Am fost doar cu telecabina, am vrut să văd dacă telecabina e mișto, pentru că e 100% producție românească. A ajuns o informație la mine, ați văzut-o și dumneavoastră, dragii mei. Am fost curioasă să văd dacă e în formă de D, că am fost eu impresionată. Da, telecabina funcționează. Acum, de ce nu merge? Nu e din punct de vedere tehnic. Tehnic ea funcționează. Ați văzut, m-am urcat în ea. Există filmare. Eu personal m-am dus până sus cu telecabina. Eu l-aștept pe domn primar aici, la noi, la Hunedoara 1 TV, eu îi pun aceste materiale să le discutăm punctual amândoi. Eu l-aștept. Deci de ce nu sunt literele? Hai că cu lumina mai așa. Trebuiau renovate și ori dispărut, căci că le-or da jos să le vopsească și nu mai se știe unele ori parcat și de ce nu s-au mai făcut. Pentru că la o discuție cu cineva din care nu mai lucrează în cadrul SPIGM, spunea că nu, s-au făcut proiecte și nu s-au găsit bani în niciun an pentru repunerea literelor pe cetate. Deci, până la urmă, nu mai contează dacă... Cum să nu fie scrie... bani, măi, Ioana, măi? Apoi nu sunt bani, că bugetul sunt pentru concerte. Bugetul primăriei de vai măi, este... Măi, rivalizează cu bugetul Consiliului Județean, tu. Măi, iubire. Ioana. UPU, pe banii Consiliului Județean și fonduri europene și tot ce s-a mai făcut acolo, răi nerăi, dragii mei, cum vreți voi... Până la urmă, Spitalul Județean edita mai clădirea. Dar să te lauzi tu că ai dat drumul la un loc de joacă în parc. Ferească nebunul Dumnezeu, dacă va fi gata, va fi bine. Adică să faci o propagandă de 3 zile pe Facebook, să scrie ziarele că pui flori, că faci parcul de joacă. Dar ți-ai pus întrebarea de ce? Păi da, nu a publicat, nu, de ce, dacă s-a lăudat că a făcut parcul de joacă, de ce nu a pus și valoarea? Păi o fi pus-o pe undeva, dar nu-și fi șerit. La fiecare, tu, Ioana, uite-te și tu cum se face, la fiecare investiție, la fiecare tăiere de panglică, da, se spune foarte clar. Sau dacă nu, întreabă jurnaliștii care participă la astfel de evenimente, doar cei care sunt invitați, bineînțeles. Da? Întreabă și cât a costat, care este valoarea investiției și atunci trebuie să se spună. Dacă ar fi transparență, ar fi panou frumos acolo unde ar scrie
acest loc de joacă este realizat din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, din bugetul propriu și are valoarea de, da? Câte milioane? Că mă uit acum. Câte milioane? Câte? Ca să facem o comparație, da? Nu scrie, păi sunt ce-ți trei spun? Zile, eu mai ce-ți merg spun? Un pic mai în spate, stai că până la urmă poate găsim. Eu ce-ți spun? Poate e de bună credință și găsim. Recepția așa, 23 declarații de presă, dragi de veni, încă un scandal ieftin. Nu, nu ți apare investiția. Aici avem, stai un pic, simbolul, lucrările de la cetate, ne spune domnul primar aici într-o postare pe pagina domniei sale, nu avem valoare. Nu avem valoare. Despre ce vorbim? Avem 14 poze, atâta s-a putut. Bun. Aici avem DEVA continuă să se dezvolte cu fonduri europene. Ce? Nerambursabile, locuri de joacă modernizate, v-am spus aici, e așa, școli și grădinițe, dar nu ne dă blocuri, abilitate, amenajare. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 terenuri de sport, 7, 8, Ioana, de când 9, sunt alea? 9. Păi tot alea, dar stai că mai termină din ele, din astea mai termină. Amenizare, amenajare, stație, urcare și coborâre. Deci la telecabină deja sunt două, ca să fie nouă. Avem și mai multe șantiere, lucrăm pentru deveni. Până lucrăm, mai faceți o baie de nisip, dragii mei. Cam atât se poate. Deci nu avem bani. Valoare. Se toarnă asfaltul nou pe Bulevardul 22, așa. De mâine se va turna, asta e în 18 martie, postarea, la finalul lunii aprilie vom finaliza lucrările de asfaltare în zona pieței, intersecția Bulevardul Maniu cu Bulevardul Decebal. Exact, deci ce mai spuneam, la sfârșitul lunii aprilie. Acum nu l-aș mai crede că cu nu știu ce s-a întâmplat cu polivalenta aia, că nu s-a mai, nici n-a s-a mai început. Casa de Cultură e plină de găinați de la Porumbei. Nici măcar n-au spălat-o, dar poate o spală dacă mai vociferăm. Da, dar nu știu dacă se face, nu e nicio problemă. Nu știu dacă noi se face. Noi așteptăm aici să ne explicați de ce, așa pe ultima sută de metri, pentru că ne bazăm mereu pe memoria scurtă. Se pare că se vor pune dale, păi numai ce s-au pus acum câțiva ani, da? Mai renovăm o dată. Mai renovăm o dată. Păi o spargem ca să fie bine. În fața Casei de Cultură punem tot dale ecologice, ca astea alte, știi? Căci că așa se cere acum, să scoți marmura și gresia, care au viață sute de ani, și punem dale ecologice ca să mai cheltuim niște bani din bugetul local sau mai știu eu ce. Probabil o fi și proiect european. Dar nu mi-aduc aminte. Știu că mai în urmă cu ceva timp pe Angel Saligny aproape niciun proiect. Cu finanțări europene, ți-aduce aminte de scandalul pe care îl făcea Clej, Emanuel Clej, la ședințele de Consiliu Local? Cine plătește pentru proiectele care n-au fost finalizate la termen? Și aici s-ar putea să fie călcuiul lui Ahile sau cuiul lui Pepelea. Da, avem un comentariu, cine vrea să citească, suntem live, dragii mei, pe pagina de Facebook Hunedoara 1 TV. Nu dăm nume ca să nu intrăm în contradicție. Zice, străzile periferice sunt praf. Primăria insistă pe zona centrală unde bulevardul a fost reabilitat acum 6 ani și covorul asfaltic era perfect. Aceasta este viziunea actuală administrației. Se neglijează în totalitate o grămadă de străzi unde sunt probleme reale de infrastructură. Îl salutăm pe cel care ne-a scris. Măcar nu facem propagandă, ca să nu ziceți. Bună dimineața, Adriana Furcă, ne spune o zi binecuvântată cu multă sănătate, poftă bună la cafea. Felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți. Mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută! Doamne ajută, doamna Adriana, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Îl salutăm și pe prietenul nostru, Alin Ștefan Coman. Bună dimineața, Ștefane, uite, de la Călan. Adrian Mureșan, de la Hunedoara, e alături de noi.
Tanti Maria Hinți e alături de noi și ne urează bună dimineața un membru de la ansamblu Hațegana și rămânem aproape de Hunedoara și o zi frumoasă ne spune. Nu mai mi-apare comentariu, dar eu știu că ați scris, că am văzut. Mergem și la Hunedoara, dragii mei, imediat. Dar tu ai văzut comentariu după inaugurarea parcului de la cetate? Nu, ăla l-a scăpat. Nu. Aoleu! E postul, e postul Paștelui. Paștelui. Să-mi îndulcesc cuvintele. Vorba. Era un comentariu acolo care spunea: frumos, domn primar, te lauzi cu munca altuia. Că, mă rog, ce contribuție ai avut? Că toată contribuția a fost a lui Irinel Faur, al directorului de la SPIGM. Deci îți dai seama că Irinel Faur, directorul de la SPIGM, e pe... Nu mai lăudăm angajații. E pe făraș. Nu da, mai lăudăm tu, niciun angajat, că ferește Dumnezeu, da, că le face o... Da, și am zis, uite-te, omul ăsta a zis că face un bine și nici nu se gândește ce rău i-au făcut directorului de la SPIGM, pe care primarul se pare că îl consideră ca pe un adversar. Dar mai aflat o bârfă. Nu. Până acum n-au fost bani pentru băncuțe. Știi că toată lumea din stațiile de autobuz, tu stai câte jumătate de oră până îți vine autobuzul, că l-ai pierdut, o plecat din fața ta. Nu ai bani de taxi. Îți da? Și stai în gropă. Da, nu ai bani de taxi. Nu ai, că de unde să ai bani de taxi? Cum, că doar piața unde? Din tu, piața din Deva este a șaptea cea mai scumpă din țară. 2% ne despart de București și ce salarii sunt în București și ce salarii avem aici, da? Bun, închid paranteza. Da. Și să stai pe o bancă, să stai pe ceva, să... Acum am înțeles, să stai să mâi semințe, nu să mâi semințe, stația de autobuz, tu, să faci mizerie. Stai, faci trotuarul, stai pe bordura de la... Se găinățează toate vrăbiuțele și astea în capul tău. Eu vorbesc de stația de la Opera, știi? Da. Nu sunt băncuțe, toată lumea, fir ar să fie. Am făcut treaptă. Nu. Nu, nu sunt, n-ai pe ce să stai, oameni bătrâni, pensionari, că ajungem și la pensionari, că pe mine asta mă roade, că-s pensionară, da? Și nu tu o băncuță, nu tu nimic. Ce-ți închipui? N-a fost buget, abia acum se fac băncuțe. Da, se fac. Păi se fac. Tu ți-a spus că sfârșitul lumii nu e sfârșitul lumii, omul din oglindă. Bun, că se fac. Probabil nu. Cine merge cu autobuzul la vot în data de 9 iunie, știi, să aibă băncuță, să aștepte în tihnă până îi vine mijlocul de transport. Atât, atâta, da. Praf. Bun. Pe marginile alea de acolo, da, de la rondoul de flori, acolo stăm, da, când nu plouă și când nu-i frig, pentru că îți dai seama că n-ai pernuța la tine. O să-mi pun pernuța în rucsac. Da, 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 ar fi frumos. Trebuie să găsim soluții, pentru că dacă nu ne ajută nimeni. Bun, deci astea cu băncuțele. Dar mai aflat una... Nu, taci. Mă uit... Handball. Deci sunt nebunită după handbal. Am fost campioană națională de juniori cu, da, cu Hunedoara, cu Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. Și mi-a rămas așa în sânge dragostea pentru handbal. Handball. Și la unul dintre meciurile la care mă uitam, aud comentatorii. Apropo de echipele din Liga a doua, care sunt pe primul loc și care urmează să acceadă în Liga Națională, Liga Florilor, așa, printre care și Deva. Valentina Elisei, antrenoare, bravo fetelor, nu știu ce, și zicea unul dintre comentatori, da, da, zice, degeaba, că am înțeles că nu mai au buget pentru anul ăsta. Deci, echipa de handbal, da? Deci, asta nu este bârfă, au spus-o comentatorii sportivi în direct, care știu tot ce mișcă, mai ales în handbal. No, și dacă, pentru că așa a anunțat clubul că nu mai este buget, asta înseamnă că nu Liga Florilor, asta e o nimica toată, dar nu mai ai tu jocuri, nu mai poți să faci nimic dacă n-ai bani.
dacă n-ai buget pentru echipă și atunci pentru ce te lauzi cu ea? Pentru ce fetele noastre? Ne salută Tibi, îl salutăm și noi pe Tiberiu Bârstan. Bună dimineața, o zi minunată, ne spune la fel, vă dorim. Acia la colț, zrupi mașina, efectiv stați, îți recăd, dacă și-a făcut sediu județean Acia pe colț, un oarecare partid, nu dăm nume, să nu fim așa, e praf de tot. Acolo nici nu se, se repare. Acolo nu se repare ultimii, dragii mei. Că asta e treaba. No, noi îl chemăm încă o dată, dacă nu a auzit, poate cineva îl convinge să vină, să ne povestească cum e cu... Cu toate. Că de atâția, de atâta timp tot venim în sprijinul primarului, a primăriei, a aparatului propriu al primarului, al consilierilor primarului, venim în sprijinul lor, arătând care este realitatea din Deva. Nu facem nimic altceva. Dacă ei nu au timp să bântuie și să calce prin gropi, să-și rupă o mână, un picior, să dea cu nasul de pământ, le mai curge un pic de sânge, cum era plin de sânge tot. Eu o văd tot la stația Opera. Tot. De la piață venind în coace sau de la Lido venind în coace, văd tot. Și pentru că sunt mioapă, trebuie să mă uit, să fiu atentă pe unde calc. Și așa văd. Și petele de sânge, zic, aici au căzut cineva și zic, clar, și-o spart capul sau și-o spart nasul. Știi? Asta e groapă, zic, uite-te cât e de periculoasă, că dacă nu ești atent, o dală era lipsă. No, și s-am vine explicat. O doamnă care... Îți mai pune câte o din ăla, un jalon din ăla, să nu-l mai iei, cum luam eu groapa obligatorie, e un canal, deci dragii dacă dânsii nu au, vedeți ce respectoasă sunt, da? Vă respect din toate punctele de vedere. Dacă dânsii nu au timp să vadă care este realitatea din Deva, uite, venim noi în ajutor, pentru că noi bântuim prin toată Deva, venim în ajutor, vă atragem atenția și nu aveți decât să remediați situațiile. Sau, așa cum ați ieșit pe Facebook, dragi angajați și conducătorii primăriei, cu lansarea marelui parc de joacă din Parcul Cetate, așa puteți să ieșiți și să spuneți, nu vă mai faceți iluzii. Că nu pot să termin nici aia, nici aia, nici aia. Dar pentru aia vă mai cer un mandat. Ca să le mai... Mare nevoie de un mandat, administrația mai lungim publică, 4 ani. Până la urmă, asta e, să fie bine, că în 4 ani probabil va fi bine. Și mai am una, că m-am ambalat, așa. Mai am una, apropo de lipsa banilor. Așa. Da, și după aceea atac... Nu tăcem, că mai avem emisiune, Nicol. Da. Mai sunt încă 20 de minute. E chestia cu... Am făcut o paralelă, pentru că toată lumea a ajuns să facă paralelă în ultimii ani între Hunedoara și Deva. Cine am fost și ce am ajuns, spun devenii, da? Și hunedorenii spun la fel, cine am fost și cine am ajuns, da? Deci, apropo, grădini urbane, citeam un articol publicat mai anul trecut sau nu știu când, tot o declarație de-a primarului, în fiecare cartier va fi o grădină urbană. Este o grădină urbană terminată iar anul trecut sau nu știu când, ci că zic oamenii de acolo, dar o să mergem să filmăm. M-am întâlnit cu cineva care locuia în zonă și au zis că au venit cei cu ajutoarele sociale, știi, să cosească iarba, să facă curățenie, să așa. Și ce-ți închipui? Au mers cu trimărul și au ras și aspersoarele pentru irigat. Le-au luat muștiucul. Eu m-au mers cu aspersoarele. Aici undeva? Da, tu! Nu pot să cred. Da, tu! Ferească nebună! Da!
Doamne, suntem ca în filmele. Deci o să verificăm dacă e bârfă, da, e bârfă. Deci dacă nu recunoaștem că nu este adevărat, dar se pare că și nu sunt nici bani ca să cumpere alte persoane să le schimbe, știi? Da. Păi, na, dacă lucrezi cu cine lucrezi, oamenii au dat drumul la trimmer, iarbă mare, uscată, mai știu eu ce, de unde să știe ei că aspersoarele pentru irigat zona, zice gazonul, că e bârfă. E bârfă? Nu, dacă e bârfă. Dar oare de ce apar bârfele astea? Spuneți-mi și mie, dacă n-ar fi un... Nu se face, nu e fum, da, fără fum. Acum, fără foc. Fum, foc, ce-o mai fi, foc e pe câmp, am văzut. Deci tu ai văzut, făcute de el. Tu ai văzut ce grădină urbană se face în Hunedoara? Încă n-am văzut, dar vom vedea. Deci, Dumnezeule, și cum se lucrează și cu aia grădină urbană, că o să ajungem, mi-aduc aminte în tinerețe, luam autobuzul din Hunedoara și veneam în Deva. Veneam, voi, când intram în Deva și vedeam blocurile, arhitectura, verdeață, terase, veneam să mănânc profiterol la Deva. Nu, ori zice că doar era și la Hunedoara, dar numai veneam în vizită în Deva, știi, eram atât de mândră, bă, am venit în vizită la Deva, da? Acum o să ajungem din Deva să mergem în vizită la Hunedoara și sunt mulți care fac lucrul ăsta. Și după ce se face, se termină și grădina urbană de pe Cerna, tu îți dai seama, va fi nebunia de pe lume. Dacă se va termina și stadionul, închipuiește-ți. Deci, stai să ne înțelegem, acolo se și face, că se vede, da. Tu, nu știu. Spunea Sorin Maxim, directorul de la ADR Vest, la inaugurarea urgenței din Deva, un lucru foarte important și foarte adevărat. Aici se vede că s-au investit, nu s-au cheltuit bani. Da, mă, asta este diferența. Că degeaba iai dacă îi cheltui și nu investești, cu adevărat, adică să se vadă ceva. Tu știi, urgența aia, clădire nouă construită de la bază, după toate cerințele Uniunii Europene, a costat 2 milioane de euro. 2 milioane de euro, bani europeni, tu, Ioana... Și dacă afli cu adevărat cât a costat locul de joacă din Parcul Cetate, n-am treabă, normal că trebuia să aibă și Deva un astfel de loc. Dar nu știu dacă era oportunitatea acum. Dar e o situație de normalitate să ai și un dacă loc de afli joacă și pentru cât copii. Costă reabilitarea și renovarea cantinei sociale din Deva, reabilitare, nu construcție. Dragii mei. Și dacă te gândești că acea cantină a fost dotată cu aparatură de bucătărie, de tu, niște chestii nemaipomenite, pe bani de bani, și au fost casate după 5 ani, că nu le-a folosit nimeni, tu, bucătăria, cantina aia a fost de pe vremea lui Petre Mărginean, știi? Dragii mei, deci, e tu, o situație ce se de Deva normalitate nu e să normal, faci un loc de Ioana. Joacă pentru copii. Da. Adică, asta, dacă în 4 ani, că în primii 2, na, dar în 4 ani, în 3, că nu e finalul, că na, așa a fost. Da, tu ai fost în stare să faci un loc de joacă cu care să te lauzi pentru copii, ferească nebunul Dumnezeu. Acum, adică după ceea ce am vorbim, spus, Ioana, realizez de ce nu se face publică suma cheltuită pentru parc? Bă, cred că putem să o aflăm. Păi putem să aflăm. Nu, dar să se eu laude, asta, cum să se laude? Să se laude. Că nu-i chestie de laudă. Asta vreau să spun. Ce-a zis? Bă, când află de venii pe ce-am cheltuit banii, aruncă cu pietre mine. Rămânem aproape de tot ce se întâmplă. Și mai am una. Mai avem și una. Gata, mai am una. Gata, biletele de autobuz, transportul gratuit pentru pensionari. Iară fac comparația cu Hunedoara. Da. Deci, comunicat de presă, frumos, Hunedoara, am majorat plafonul de la care până la care se acordă bilete gratuite pentru pensionarii din Hunedoara, pentru că am indexat plafonul cu 13,8%, așa cum au fost indexate și pensiile.
normal că dacă s-au indexat pensiile și tu la rândul tău indexezi ca să nu rămână oamenii fără acest beneficiu câștigat legal, acordat legal. La Hunedoara plafonul minim este de 2500 de lei, deci pensionarii cu venituri de 2500 până în 2500 de lei primesc 30 de călătorii. Cei cu 2700 și ceva primesc 20 de călătorii și cei cu 3000, pensii de 3000 de lei primesc 16 călătorii. Undeva de nu știu câți ani de zile, plafonul a rămas 1500 de lei. Comunicat oficial de la primăria Deva, care anunță beneficiarii de etichete gratuite pentru transportul local să se prezinte, să-și ridice biletele pentru perioada până în iulie. Da? Plafon 1500 de lei. Păi măi, fratele meu, unde e respectul pentru pensionari? Dar cine a făcut din Deva reședință de județ? Nu actualii pensionari? Hmm? Ioana, unde este respectul pentru seniori? Unde e? 1500 de lei, nici măcar n-a catadixit primăria, consilierii locali, până la urmă, fratele meu, faceți tot felul de amendamente, faceți tot felul de proiecte, de hotărâri, de consiliu local. Păi da, uniți-vă acolo și mâine, poi, vine o să fiți pensionari, chit că o să aveți și indemnizații de nu știu care, dar tot v-ar conveni să aveți și un bilet de transport gratuit, da? Nu se poate așa ceva. Draga mea, nu se poate. Luni de zile nu putem da numele instituției bancare, dar știm că cei mai în vârstă dintre cetățeni țin bănuții acolo, la instituția, că e foarte veche și luni de zile din șosea nu se putea ajunge. A durat luni de zile, nici măcar nu s-a deranjat nimeni să pune scândurile alea, știi, pentru a putea trece. Avem filmări. Femeia venea pe marginea drumului cu cadru. N-a fost, era de-a dreptul, astea toate nu se uită. Ei nu, vezi de treabă. Oamenii nu uită prin cei care se deplasează greu nici măcar nu se vor duce la vot. Din punctul meu de vedere. Vor duce urna. Și stați liniștiți că eu așa consider că lumea vede diferența și că nu mai merge cu memoria scurtă, când va fi gata, va fi gata și când va fi gata, va arăta bine. Eu așa... Nu e chestia de asta, cred. E chestia de misenrupism, Ioana. Asta este, de lehamite și de... No, dacă zice că vrea să ducă proiectele mai departe, no, îl votăm să le ducă mai departe, să vedem ce face. Hai să-i mai dăm o șansă, hai să știi, chestii de genul ăsta. Adică ce să te mai gândești, de ce să-ți pui mintea la contribuție, de ce să analizezi un pic? Oamenii nu... e o situație la nivel național, ai impresia că nu-și mai dorește nimeni nimic și nici măcar schimbări, nu mai ai încredere nimeni în nimic. Nu chiar așa, rămânem la Hunedoara. Rosi, dacă ai pozele, că deja apucă mâncărimea, mulțumesc. Lumea, să știi că nu e chiar așa, uite, la Hunedoara au făcut o pauză de la lumină. La Deva de ce ora, n-au făcut? La Deva facem fiecare noapte, ce mai vrei să strângă? Mulțumim, Rosi, o frumoasă poză, de-a drept luna plină, a fost 25 martie, lună plină, am trecut și de echinocțiu de primăvară. Deci ești culmea, ce nu să facă ora Pământului, că Deva n-avem luminii, tot ora Pământului. Tu, Ioana, ce să ne mai da, știu că asta e ironia, dar ironia ironie situației. Ironie, da. Copiii sunt dar nu se poate reședința de județ să nu facă, să nu... Bălan Cătăline spune bună dimineața, o zi minunată, bună, Cătă.
Ai putea să-mi scrii că dacă tot ești live, cum stați cu scrierile de la, de la festival? S-au încheiat scrierile sau nu s-au încheiat? E vorba de festivalul concurs Drăgan Muntean, care se va desfășura luna viitoare. O să revenim cu alte... copiii sunt fericiți la Hunedoara, păi, au aprins luminițe. Ai grijă de copii. Ar putea să facă copiii și aici o chestie să-l cheme pe... Să... Nu mai știu, dragii mei, mă apucă... Pe cine să cheme? Tu, păi să cheme Ioana, pe... știi cum se spune că de la cap se împute peștele, da? Adică de la cap pornesc toate relele. Așa aici le-au făcut, dragă. Da, aici capul de la Hunedoara, da, le-a dat, cum se spun? Copiii, știi? Au fost alături. O săgeată galbenă, știi? Că e mai de dreapta decât toți n-are rost de dreapta. N-are rost să mai povestim. Te-am întrebat înainte de emisiune, s-au lansat candidații, și-a dat demisia domnul cu păi care nu, numără gropile? Nu, că s-a modificat legea, draga așa. Mea. Și odată ce s-a modificat legea... Superbă iar, poza. Iar, da, așa, Rosi, mulțumim. Iar primarii... Și la Deva avem, uite, nu vezi. Da, da. Acolo luminează luna, a fost ora pământului, aici da. Avem orgă. La odată cu modificarea legii, odată ce prefecții au dreptul să facă politică, așa. Da, își pot da demisia cu 55 de zile înainte de ziua alegerilor. Asta ar însemna că pe la jumătatea lunii aprilie, chiar dacă prefectul care este și candidat la Consiliul Județean și-a anunțat oficial candidatura, s-a lansat în campania electorală, aici este o problemă. Ioi! Pentru că legea spune ce spune, dar uite-te că acum mi-a picat fisa în timp ce vorbeam. Pă, fratele meu, dacă ți-ai anunțat oficial candidatura, păi tu trebuie să pleci din prefectură, pentru că altfel ce faci? Folosești instituția în interes personal? Nu, acum, unde-i așa e la noi? Dacă legea așa zice, vorba lui Rosi, ce putem să... Cătă nu mi-a răspuns, ce putem noi să facem? Păi da, mă, și cine face legile? În perioada 28, cine vrea? Cine poate? Ai văzut că răspunsurile sunt întotdeauna noi? Răspunsurile sunt întotdeauna important noi, dragii întrebarea. Mei, ora pământului în fiecare seară, noapte la Deva, fiți de treabă, dragii mei, și ajutați administrația publică o găleată cu, de curent, nu fiți zbirciți. Mâine păi unde să te trezești cu... Eu mă tot gândesc, Rosi... Mâine păi unde să te trezești cu lumânări care și cu... Stau, ce? Mâine păi unde să te trezești cu niște lumânări, cu niște candele prin da. Oraș. Oamenii să care stau aleile. Acolo unde becul ăla le face... Acă, ăla urcă până la etajul 1, eu văd în geamurile... Trage jaluzelele și salut. Nu, poate geamurile... Eu, dragii de ei. Nu, no, lasă, nu treaba. Le mai plânge tu de milă. Dragii, păi... Dacă nu le plânge primarul, tu ce poți să le faci? Eu nimic. Nu, vezi? Înainte, în afară de a atrage atenția administrației locale, că sunt probleme. Eu fiecare dimineață când am ocazia să vină la... aici, la Hunedoara 1 TV, să ne povestească de fiecare proiect în parte, că până la urmă are și realizări. Telecabina, ți-am zis, e o firmă, cea care a făcut construcția, o firmă chiar din județul Hunedoara, cei care au făcut, au fabricat-o în formă de D, anume pentru Chris, nu știu cum zice la firmă, în fine, a găsit știrea. Puteți să o vedeți, foarte tare, mi-a plăcut, merge bine, dar mai durează până îi dăm drumul. Nu mai dăm bârfe de ce nu merge, că n-are, o să revenim, că până la urmă poate să ne răspundă pe Facebook cineva din administrație. În pozele alea cu alea 9 proiecte, care de fapt sunt 8,
o să vedeți inclusiv poză cu poarta unui om pe care i-au făcut omului. Adică o situație de normalitate, am ajuns să ne lăudăm cu ea că au reparat un pod la o intrare într-o locuință. Suntem de-a dreptul, dacă plecăm ochii la poze și la chestii de genul și uităm praful și nisipurile de aur de la Deva, dar noi o să revenim cu ele. Mai avem 5 minute. Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean în perioada 28 februarie 10 aprilie. Tinerii interpreți de muzică populară din țară și de peste hotare se pot înscrie la preselecția Festivalului Concurs Național, așa, ediția 11-a, organizată de Centrul de Cultură și Artă a Județului Hunedoara în perioada 17-19 aprilie, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Revenim, dragii mei, cu informații. Sunt tare curioasă să vorbim și despre lucruri frumoase. Cine s-a înscris, cât s-au înscris, că cu siguranță o să fie Deva capitala folclorului autentic românesc. Sâmbătă a fost expoziție canină, așa cum ți-am povestit, Nicol. Mâine iubitorii de animale vor avea imagini. Cei care nu ați ajuns, care nu ați ajuns la expoziție, 23 martie, competiție kinologică națională 2ORC.A.C. S-a desfășurat la Deva, mâine dimineață, alături de mine, în platou, vor veni doi iubitori de animale. Am înțeles că au fost foarte surprinși organizatorii de câți stăpâni de câini de rasă sunt în județ. Nu le-am venit să creadă. Vorbeam cu Petronela, că Petronela a făcut știrea despre eveniment și a luat legătura cu președintele Federației în domeniu. Și a fost surprins nu i-a venit să creadă că sunt atâția posesori, proprietari, stăpâni de câini de rasă în zonă și în județ, dorniți să participe, pentru că asta a fost afluența de scrieri. 219 înscriși au fost, mult peste așteptările celor care au organizat. Mâine dimineață o să aflăm mai multe. Nicole, îți mulțumesc! Cu drag! Mai aveam o bârfă, dar o ținem pentru săptămâna viitoare. O ținem pentru lunea viitoare? Da. Vedem dacă o să mai fie echinoț. Să-ți spun că Mircea Muntean dă târcoale pe la SPIGM. Ioi tu, draga mea! Și bârfa ar fi că după ce PNL-ul a așa absorbit partidul lui Tăriceanu, cum îl cheamă? Cum îi spune? ALDE. Așa. Se va reface... nu pot să-i spun tripletă, că mai lipsește unul, dar s-ar putea să fie tripleta de aur a PNL-ului. Mircea Muntean și Bolot, știi, să salveze PNL-ul în județul Hunedoara, deci cam astea ar fi. Dar faptul că Mircea Muntean, povestea cineva pe acolo care m-a surprins când a auzit că discuta aici ar trebui dar făcut dreptate, așa. Rosi, aici și Florin Oancea era viceprimar și el e pe tripleta aia. Păi nu știu dacă, pentru că adă-ți aminte că Oancea nu l-a vrut pe Mircea la Deva. De aia este interimar la Hunedoara. Săpăm. Da, mai căutăm, săpăm. Asfalt se va mai pune. Sperăm până săptămâna viitoare revenim cu imagini calde de la asfaltări.
Nicol, încă o dată mulțumesc că vii în fiecare săptămână alături de mine aici la Dale Dimineții. Rămâneți alături de noi, dragii mei, luați-o ca atare, până la urmă sunt locuri, oameni din viața noastră. Eu sincer regret că nu se pot întâmpla lucrurile în municipiu, reședință de județ, așa cum se întâmplă la Hunedoara. Mi-aș dori să vedem lucruri bune cu care să ne lăudăm, dragii mei, în fiecare dimineață, să putem spune ce mândri suntem că suntem aici la Deva. Până una alta, rămânem mândri că suntem din județul Hunedoara, locuim aici, am ales să fie casa noastră acest județ minunat. Și aici, la o aruncătură de băți, e acasă la Hunedoara. Omere pe Cerna au înflorit caii și vă aștept piesicii, iar mă ceartă răsul. Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră care ați fost alături de noi, cam fiecare dimineață. Mulțumesc, Nicol, mulțumesc, Rosi. Ne revedem în direct mâine dimineață, aici, la Dale Dimineții, alături de oameni faini care iubesc animalele, iubesc căței. Pentru mine, eu spun, lăbuș. Acum, cât e lăbuș de mare sau de mic, probabil o să ne aducă și imagini de la ce s-a întâmplat. Dacian Ciodaru și Mihai Adam vor veni, dacă nu greșesc, poate să mai schimbă până mâine dimineață ceva, vor veni alături de mine aici la Dale Dimineții să povestim despre cei mai buni prieteni ai omului, care ne iubesc necondiționat. Până mâine dimineață, dragii mei, eu vă spun la revedere, nu uitați, și eu vă iubesc la fel de necondiționat pe toți.